Iubitorii de teatru din Petroșani au posibilitatea aproape săptămânal să asiste la câte o premieră. De această dată a venit rândul piesei Dama cu camelii, aparținând scriitorului francez Alexandre Dumas fiul. Din distribuția spectacolului fac parte mai mulți actori tineri ai teatrului dramatic Ide Sârbu din localitate. Sunt balerină, voi dansa antracte, am 6 coreografii, o să exprim prin dans ceea ce se va întâmpla în următorul act. Eu trec prin niște faze de stare sufletească, de la fericire, la tristețe, apoi la ultima fază în care nu mai pot. Sunt distrusă, emoțional, psihic, fizic. Trebuie să vină pentru spectacolul propriu-zis, trebuie să vină să trăiască alături de noi și trebuie să vină să vadă ceva frumos în afară de mine. Prefer să nu dau detalii. Prefer să vină oamenii să vadă spectacolul și apoi să se ducă vorba. Eu sunt subiectiv, sigur, și atunci poate dau ceva ce pentru unii e relevant și pentru alții nu. Despre rolul tău ce ne poți spune? E un rol nou pentru mine ca structură, e ceva ce n-am mai avut ocazia să lucrez până acum și asta a fost foarte bine și îi mulțumesc lui Radu pentru asta. E un nou, orice e nou, e o provocare pentru mine din care mai apuc să învăț ceva, să lucrez în cazul ăsta și cu un colectiv nou și experiența a fost foarte tare. În timp ce regia spectacolului este semnată de către Radu Nichifor, scenografia aparține Vioarei Bara.